Considerați, ceva, nu știu, că au făcut poate o greșeală renunțând la această cunoaștere? Nu, dacă așa au considerat, nu zic nimic. A fost hotărârea lor, decizia lor, nu, decizia Larisei, mai mult, mai e mult. E bine că i-a spus, da, ca să nu, nu își facă judec, nu, gen nu, iluzii. Cine știe ce e în sufletul ei? Știți că e nici eu. Nu. Dar dintre Robert și Patrick, cu cine credeți că se potrivește mai bine? E, sincer, eu nu pot să-mi dau părerea. Cum, ca mama? Mai devreme am vorbit că îmi plac toți băieții de aici. Eu, dacă aș fi în locul ei, i-am spus. Mi-a plăcut Patrick de la începutul sezonului 2. Da. Acum, da, decide ea ce vrea să facă cu... De ce nu poate avea încredere? De ce nu vă poate urma sfatul? Că încrederea se mai câștigă și pe parcurs. Întâi ea dă cu capul de sus să-l vadă pe cel de jos. Asta am observat la ea. Și după aia îmi zice, mami, ai avut dreptate, știți? Așa este ea, ca un... Dar din ce știți dumneavoastră, îl place pe Patrick? Da, da. Vă vorbește despre el? Da. Chiar mi-a vorbit de foarte multe ori că e un bărbat frumos, arată foarte bine din toate punctele de vedere, numai că momentan nu am încredere, mami. Nu v-ați întrebat-o de ce? Și mi-a zis că are așa ea un sentiment, că nu e de încredere. Dar eu i-am spus să încerce, pentru că în viață, dacă nu riști, nu câștigi. Și normal că... Iubirea te schimbă, zic eu, părerea da, mea. Da, corect. Adică și pe Patrick, dacă... cumva, adică Patrick, da, când intră într-o relație, din ce l-am văzut eu, e votați-mă, nu vreau să mai stau când în sezonul 2, adică clar nu a contat. Da. Exact. Așa-l văd și eu pe Patrick. Acolo, dacă... Robi, ai mari emoții, ce s-a întâmplat cu tine? Nu fii așa emoționat, stai acolo un loc. Băi, te cunosc. Ai emoții grave. Julia, unde ești, Julia? Aici. Am și pentru tine. La mulți ani de 8, în prima te bucă. Mulțumesc mult. Să fii fericită și iubită. Mulțumesc. Patrick, ce-ai fi dorit să vină și mama ta? Nu, că mă emoționam. Și eu la fel. Băi, Patrick, pot să zic doar atât. Că m-au luat pe mine emoțiile, eu care... Da, să trag să la omul. Dar ce bine s-au integrat mamele. A, da. Unde vrei să stai, Julie? Unde te-ai simțit tu cel mai confortabil aici, în casa noastră? Eu am fi lângă tine. Păi de lângă mine ești deja. Știam că ai intenționat mai întrebat, pentru că știai că stăm aproape unul de celălalt. Da, ai glumit că te simți bine lângă mine? Nu! Dar știi că mă simt bine, că altfel asta. Acolo? Larisa. Deci, ca să știți cadou nou ce a fost, fetele. Larisa a pornit la valieră. Larisa. Toate fetele, ca să știți ce a fost, acolo puteți să le băgați între haine și o să miroase frumos. Acolo. Nu e să pun. N-am făcut vreo. Da. Vezi că miroase. Păi iară, wow! Așa. Vezi că miroase. Da. Toate. Place? Da. Ai emoții că mama ta este singură acolo? Nu. De ce? Nu știu, Robi are. Dar sper... Nu, atâta, sper să ne lase să ne luăm la revedere de la mami, gen, nu normal, așa pe conexiuni. Normal, și la pauză, probabil. În afară de asta, ar fi trebuit să vină cu avionul, presupun. Eu sunt în acea situație ca și tine, Julia. Ideea și care e, poate că... Bună, asta ești? Trebuia să vină cu avionul, sigur. Și starea ei de sănătate nu îi prea permite, știi? Cu toate că aș fi văzut-o destul de încăpățânată încât să vină, dar nu ar fi fost chiar atât de potrivit să facă asta. Plus emoțiile de aici, adică... Na. Da, o să merg eu, na. Dar n-am mai văzut-o de atâta timp. Julia, sincer, eu sunt în situația ta, te pot înțelege acum, în momentul ăsta, când toată lumea și-a văzut mamele, iar noi nu, dar dacă ele nu pot, nu trebuie să fii supărată. Ce-ți recomand ție când prinzi momentul, încearcă să... Să te petreci moment timpul acolo? Asta, da, ideea este că jobul ei nu prea îi permite... Timp liber? Da. Adică și dacă ești acolo, nu... E ceva... Nu... E un fel de smurd. Trebuie să fie on call 24/7. Ah, ok, când sună directorul să ducă. Și te sună, trebuie să te duci.
Și nu prea sunt oameni care să o înlocuiască sau care nu, e de înțeles. Și meseria pe care o are este o meserie foarte frumoasă. Și importantă în același timp. Și importantă pentru foarte mulți oameni. Da. Așa că, nu știu, te duci tu să fii acolo, să stai în patul ei. Gen. Și tot e bine, tot e simți prezența. Să aștepți cu mâncărică când vine. Este o femeie puternică, înseamnă mama ta. Tot e pe spune. Dacă are jobul ăsta pe care îl are, este o femeie puternică. Care nu stă la discuții. Are treabă, își face treaba. Da. Salvează oameni, nu? E doctor? Mami, nu. E pe serviciile de smurt, gen urgențe, nu? Da. Are mașina ei? Da. Și cu aia se deplasează. Duce medicamente la spitale. Ah, tare. Este de genul, da. Asta este, Giulia. Sincer. Am văzut-o prima dată foarte emoționat, sincer. Era foarte. Păi, din punctul ăsta de vedere, noi două semănăm. Da? Da, la început, bine. Și eu și ea, la început, așa, după aia ne urcăm în cap. Dacă... La început sunteți. Dar cum te simți tu? După aia să vezi când se enervează. Fosta mama soacră. E cum? Băi, eu m-am simțit bine pentru că poți am vorbit frumos de mine. Vezi că mama Larisa este foarte mișto. Ea s-a de vorbă cu ea o singură dată. Ești foarte mișto. Ce mi-a zis mie mama Larisei? Ce? M-a lăsat mască. Da? Le are cu zodiile, cu chestii. E foarte... Nu știu cum să zic. Nu. Are un dar. Se vede că are un dar particular. Și vreau să vă zic că era atunci situația mea cu Cosmin. Ok. L-a descris pe Cosmin cap coadă ca și cum l-ar cunoaște de o viață. Mamă. Mai cap coadă cu defecte, calități, ce își dorește de la viață, ce și pe mine m-a uimit foarte tare pentru că Cosmin ori îmi spusese deja lucrurile respective, ori le-a spus ulterior. Și a fost foarte mișto. Era ca și mine parcă, nu? Da. Mă supăra că stăteam așa, știi, și am zis, băi, da, dar... numai noi doi. Da, zic, bă, dar ce am făcut, mă, frate, ce... Am... Păi poate pentru că vine și mamele... Păi n-am, dar m-am gândit, uite, n-am nicio problemă cu el, dar gen, l-a luat pe Andrei, care n-are nicio cunoaștere, l-a trimis la voi și pe mine nu, știi, și mi-era ciudă, zic, bă, dar eu sunt fraierul. E, nu te supăra acum. Păi nu, eram supărat așa pe situație, știi? Am văzut. Ce ai văzut? Că ești supărat, ești demoralizat. Nu, eram cu nervi. Eu, Julian, tu puneam mâna așa, zic, nu mai bate din picior. Făceam așa, știi? Păi toți râdeau, tu erai acolo. Păi, era ciudă, ce vrei. Așa mi-e. Dar tu râdeai acolo. Da, mă făcea să râd. Cine? Cu glumele lor. Ai auzit poezia pe care am făcut-o? Care? Am făcut o poezie, dar pentru mame. Da. Când, aici? Uh-huh. Serios? N-am auzit. Am rupt-o din el, da. Serios? Da, da, bine, le-am pe telefon. L-ai citit-o aici? Da. Și ce-a zis? Fă-s frumoasă? Nu mai ții minte? Așa, vag. Cât ce ești? 7-a. Rac. 7-a. Sincer, mie îmi place, a vorbit frumos de mine, a spus că are o părere super bună și din contră și sugerează să se apropie puțin de mine, să-și dea o șansă. Cine, mama? Da. Eu sunt super... nu știu, mi se pare că e super mișto. Și ce-a făcut Cosmin la toate mămicile sunt mișto. Mama lui Ștefan e cool. Ai văzut cum am salutat cu ea? Mami e mai pe nerv. Mami e mai pe nerv. E cool și mama, dar e mai pe nerv. Și dacă, uite, de exemplu, cred că cu Robi ar avea ceva. Da. Și ea pune câteva. Mama, dacă o aduci în anturaj, nu zice nimic, și e de acolo. M-a iubit, auzi, pe ăsta. Și era mai potrivită Giulia pentru Robi? Adică aveți vreun regret? Aveți vreo părere de rău? Micuț. Că n-a rămas lângă Robi? Nu. Când vine Giulia, e bine dispus. Robert a primit un date cu Julie ieri și urmează să meargă la un date și să ne întoarcem la Julie. Cum vi se pare? Potrivită pentru Robert? Dar ce credeți? Că o să-i dea o șansă lui Patrick sau nu? Într-un final? Eu cred că da. Și eu. Da? Da. Da. Da? Da. Este Patrick, da, așa jucăuș, deci o să o cucerească clar. Nu mai poate. Nu mai are răbdare. Știu.
Știu. Dar eu am văzut că ea în preajma lui se simte foarte bine. Ea din sezonul trecut îl tot plăcea pe Patrick, cumva, ca băiat, jucăuș. Îi place că e matur. Un pic de neîncredere. Așa e. Până nu-l lași să se apropie, să-l vezi cum este, să-l vezi cum gândește, să-l vezi ce... Da. Nu ai cum, așa nu... Apropo de cunoaștere, așa consider. Robert a primit un date cu Julie ieri. Și urmează să meargă la un date și să ne întoarcem la Julie. Cum vi se pare? Potrivită pentru Robert? Așa, din prima vedere... Ce ați văzut? Da, dar ei știu, ei știu. Ei sunt aici împreună, ei discută, ei simt, ei hotărăsc. Dar ce v-a spus? Când v-a spus că vrea să vină la această emisiune, ce v-a spus? Vreau să mă duc să trăiesc această experiență? Vreau să mă găsesc da. Pe cineva? Să găsească, să trăiască și experiența, să găsească pe cineva. Aici, probabil că trăind aici, e altceva.